Salut, Marius! Salut! Bine ai venit la Banat Cooking Challenge! Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, ce rețetă vrei să pregătești tu specifică din Banat? Am pregătit o rețetă care am găsit-o în zona Caransebeșului, la niște bătrâni, la niște bunici, la niște prieteni de-a mea. La Gugulani? În zona Gugulani, exact. Da. Să numai așa. Cum se numește rețeta? Se numește păturată pe crumpi, adică pe cartofi. Da. Ce ingrediente folosești la rețetă? Ingredientele de bază sunt cartofii, bineînțeles. Da. Și șunca de porc. Am ales o variantă șunca afumată. Șunc, exact. A, așa. După care, ceapă tăiată cubulețe, morcov rondele, roșii concasate sau opărite, curățate de pieliță, piper, foi de dafin cimbru, da. Boia de ardei dulce, puteți folosi și ardei, sare, doi cățele de usturoi, da. Și praz. Aici văd că e o compoziție, o brânză. Da, o compoziție de brânză. Brânză de vaci, dulce, dulce. Combinată cu puțină telemea sărată, cu mărar și ouă. Se face compoziție care, da, exact. Întreg. Un ou întreg, bineînțeles. Așa. Și aici după care, avem un aloat care l-am făcut foarte elastic, asemănător celui făcut de pâine. Din ce l-ai făcut aluatul? Două cani de făină, pentru 6 porții aproximativ. Așa. 150 ml de apă, un praf de sare și se folosește puțin, noi am ales să folosesc puțină untură. Se frământă foarte, foarte bine și să fie foarte elastic. După care se întinde foarte bine, să vezi foarte, foarte subțire, exact ca o foaie de țigare, dacă foaie de... După care compoziția se umple, se rulează și se adaugă când e jumătatea preparatului e gata, se pune deasupra la foc foarte mic, acoperit, aproximativ 30-40 minute. Din câte văd, uneori s-a încins pe foc, apărțit că poți să începi. Preparat. Adăugăm până la dată ceapa. Călești ceapa, da, în untură, frumos, tragi da, ceapa. Da, puțin untură. Se poate folosi, se poate pune și cârnați. Eu am ales să nu folosesc cârnați, în schimb am pus puțină untură de la cârnați, ca să-i dea gustul respectiv. Da. Să fie foarte frumos. Ceapa nu o lași să se călească? Ba da. O lași un pic să se călească. Călim ceapa până devine sticloasă. Da. Totul la foc foarte mic. Tot preparatul până la... Până când este gata, durează aproximativ 2 ore jumate, tot cu pregătire, cu tot. Așa, ai călit ceapa, urmează... Călit ceapa, urmează morcovul. Tăiat rundele. Puteți tăia și în cubulețe, pentru că după... Să-i dea un aspect plăcut, să fie asemănător ca și cartofiul. Da. Vezi călite foarte bine. Adăugăm prazul. Prazul, un ingredient specific, bănețeles. Nu este opțional, nu e... Glumeam. Aici cum? Ce mai pui acum? Așa să se crească foarte bine. Se adaugă roșiile, boiaua da. Și cățelii de usturoi care se sparg. Sunt aer, pur și simplu. Așa. Uite ce s-a făcut. Pune și șunca. Dacă nu are suficientă grăsime șunca care o folosiți, puteți adăuga puțin ulei sau puțină untură, după preferință. De preferință să punem șunca. Da. Să rumânească foarte bine. Cu care adăugăm roșiile, boiaua și cartofii. Totul la foc foarte mic, lăsăm să fie preparat aproximativ 50% cartofii. După care o să întindem păturata foarte bine, aluatul respectiv, îl umplem. Deasupra. Da.
îl rulăm, îl facem gen de formă de spirală, îl acoperim, apă cât să, sau suc vegetal ce folosim, apă sau supă de legume dacă aveți cumva, cât să cuprinde și totul acoperit la foc foarte mic. Okay. Aproximativ 30-40 de minute. Okay. Alex, mai rău să mă ajuns în faza finală a preparatului tău. Spune-ne ce ai aici. Avem cartofii cu toate celelalte ingrediente. Sunt aproape în faza de final. Da. Și zic că este momentul să adăugăm pălpurata. Povestește un pic, repetă, te rog, cum ai făcut-o. E aluatul pe care l-ai întins foarte subțire și l-ai umplut cu crema de brânză. Cu ou și cu mărar. Cu mărar, compoziția de brânză, exact. Așa. Întinsă foarte, foarte subțire. Da. Pusă brânza, rulată și lăsată la răsfit încă 20 de minute. Și rulată. Da, rulată, da. Și apoi făcută în formă de spirală. Așa. Hai să vedem. Și acum vom pune... Dacă mai este nevoie, mai putem adăuga puțin apă, că trebuie să-l cuprind apa. Da. Să se poată prepara. Adică este pentru mine suficient, nu mai e nevoie adăugat. Și asta punem trebuie să se înăbușe. Da, trebuie de înăbușită. Da. Aproximativ 20-30 de minute la foc mic, foarte mic. Da. Cu capac. Da. După care... Suntem pregătiți să gustăm, să vedem ce a ieșit. Să o montăm în farfurie. Să o montăm și să gustăm saborul din ea, să vedem ce... E în regulă. Pe aici o lăsăm să se fiarbă și... O lăsăm aproximativ 20-30 și revenim. Ok. Bine. Marius, în ce stadiu ești cu preparatul tău? Preparatul este gata. Mai adăugăm decât puțin pătrunjel deasupra și îl putem da deoparte și putem monta farfuria. Sunt curios. Ok, o să ne duc farfuria deoparte. Așa. Nu este gata. Haideți să te ajut. Mulțumesc. O să scoatem... Arată fenomenal. O să scoatem aici pe acest focător. O să scoatem acest focător. Păturata? Păturata, ca să putem tăia, să facem pe porții. Păi, ce bine arată! Cam așa este. Super! Super, super! Așa... Și carnea este făcută. Bucățele de șuncă. Poate să punem tot să mâncăm sau nu? Da! Avem aici păturata, despre care vorbeam, aluatul de pâine. Umplut cu brânză și mărar și ou. Da. Există varianta și de post, care se poate face de post, dar asta e asta, altă poveste. Cartofii, da. Așa se și denumea preparată, păturata pe crumbi. Da, cartofii. Cartofii și dedesubt la bază vine șoncul, așa cum se spune aici în barat. Arată incredibil. Foarte frumos, hai să-l arătăm și așa la camera. Super, felicitări Marius. Mulțumim că ai venit la noi. Mi-a făcut plăcere să-l cunosc. Și nouă. Și mai gătim împreună. Cu mare plăcere. Mersi. Cu mare drag.